Ok, bună seara. Mă aflu în vestita Thailandă, în capitala Bangkok și astăzi o să încerc să mănânc ceva fabulos. O cină romantică, doar că sunt de unul singur, sau am fost cel puțin. Am aici niște prieteni. Nu sunt imaginari, sunt doar bine prăjiți, crocanți. Tot ce vreau să spun este că o să încerc în seara asta să mănânc pentru prima dată în viața mea niște gândaci. Și iată cât de bine poate să arate ăsta. Deci ăsta este, părerea mea, ăsta e campionul, fiind și cel mai mare. Bineînțeles că am aici și niște larve. Se spune și că vierb de cocos sau de bambus. Nu mai știu exact ce, de care spuneau ăia că sunt. Partea e că am fel și fel de prostii, de gângânii pe aici. Da? Și o să încerc să mănânc din ele. Sper să le mănânc pe toate, dacă nu o să le arunc. Astea au costat 40 de bați. Ăsta pentru că este o mixtură, altfel era 20 de bați. O punguliță din fiecare, știi? Și am preferat să iau o punguliță pentru din fiecare, vreau să încerc mai multe prostioare. Așadar, haideți să începem. O să luăm pe ăsta, prietenul meu, cel mai bun. Fiind mai mare, cred că este și mai gustos, da? Și o să îl mâncăm. Ai gust de semințe. Da, deci are gust de semințe. Nu este. Nu este cel mai reușit. Ok, să luăm și o larvă dintre astea, adică o să încerc să mănânc lucrurile cele mai dezgustătoare. Da, deci se ia larva. Da? Nu se pune în gură. Se mănâncă. Apoi ce să mai mâncăm? Iau și niște dăștia. Asta nu știu de ce, dar parcă să zic că am mai văzut pe undeva, pe unii mânc cu de-astea. Sincer, cu chestia asta nu mă prea descurc. Mi-a căzut. Cam asta este. O să mai fac și ce scurt metraje. Pa, pa. Ok, și până la urmă am reușit să găsesc și scorpionii. Am aici un scorpion drăguț. Ia-mi, mi-a zis femeia. Nu-i rău. Dar zici că e carne de pui oprită mult de tot pe în ulei. A, și asta ar fi partea a treia de sarmale. Cu asta oricum, chiar închid peste. Oh, nu. Oh, nu. Mai am ceva de încercat.